Problema câinilor vagabonzi din Deva pare a-și fi găsit o rezolvare. Consilierii locali din reședința de județ au votat cotizația aferentă municipiului Deva pentru susținerea activității Serviciului Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, câinii vagabonzi urmând a fi duși în adăposturi. În recenta ședință a Consiliului Local Deva au fost supuse aprobării 35 de proiecte de hotărâre. Unul dintre aceste proiecte prevede aprobarea cotizației pe care ar trebui să o plătească primăria Deva către Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân. Următorul pas, odată cu votarea în Consiliul Local a cotizației pentru acest serviciu, eram singura primărie din cele 52 la care în perioada următoare vor mai adera încă două primării, Petroșanul și Petrila, deci în total vor fi 54. Deva era singura primărie din asociație care nu a avut aprobat cotizația. S-a aprobat această cotizație. Primarul Devei a dat și detalii cum va fi folosită această cotizație în valoare de 11 lei pe cap de locuitor pe an, dând asigurări că adăpostul de la Sântuhalm va fi finalizat în acest an. Din această sumă de 11 lei pe an, care reprezintă 91 de bani pe lună, operatorul are obligația ca până la finalul acestui an să renoveze adăpostul de câini de la Sântuhalm. Este singurul adăpost din județul Medoara care nu este încă reabilitat. Obligația și angajamentul lui este că până la finalul anului va renova acest adăpost, va fi la standarde europene. În toată această perioadă, câinii care s-au înmulțit în număr destul de mare, sunt multe haide de câini, fiecare cartier vor fi strânși, colectați de pe străzi din Deva și vor fi duși la adăposturile din Hunedoara, Brad sau Simerea. Deci până când vom reabilita adăpostul, niciun câine care va fi prins nu va fi dus la adăpostul de la Sântuhalm. Totodată, Florin Oancea a transmis un mesaj și către ONG-urile care au ca activitate, cel puțin pe hârtie, protecția animalelor. Și teama ONG-urilor vis-a-vis de modul în care sunt tratați câinii, cred că a dispărut sau ar fi normal să dispară. În rest, suntem deschiși unui parteneriat, colaborări cu ONG-urile. Am și vorbit cu ceilalți primari unde există adăposturi, să le permită accesul iubitorilor de animale și acelor din ONG-uri, reprezentanților lor, să meargă în fiecare zi, indiferent de intervalul orar, să fotografieze, să filmeze condițiile în care sunt ținuți și tratați câinii. Este pentru a treia oară în acest an când Florin Oancea a propus aprobarea acestui proiect de hotărâre privind câinii fără stăpân din Deva, acesta fiind adoptat doar în această lună.